Nu mă rămâne decât să vă spun, români, pocăiți-vă! Raluca, bună dimineața! Bună! Am crezut că am dat drumul la Pricezne, dar încă nu e... Nu e Pricezne, niciun sigur? Caz. Niciun caz. Așa, e un pop inspirat din muzică din film. Câți ani ai acum? 32. 32! Da. Am trăit să o văd și pe asta. Erai foarte micuță când te urmăream. Eu nu... Am crescut un pic mai mare. Arată-mi un pic dinții. A, eram îndrăgostit de colega ta care avea strungăreață. Avea strungăreață, da. O mai are? O mai are, normal. Ok, nu și-a făcut vreo Dorian Popa ceva. Nu. Am înțeles. Tu ești Raluca și ai... Îmi cer scuze, a trecut mult timp și pe vremea aia nu exista acest star system să putem ști totul despre voi. Da. Deci știam că reactualizăm acum. Fetele de la Angels. Și tu ești Raluca și ea este... Monica. Monica și Raluca. Deci să știi, doar să, ca să știi că mie îmi plăcea de Monica, să nu fie dubii. Ajungem imediat și la epoca de astăzi și unde ai fost atâta timp. Dar înainte să le amintesc telespectatorilor și colegului meu, cel mai mișto telespectator al meu, are fața asta de pămpălă, orice zic eu, el nu înțelege. Îl iau de la zero tot timpul. Te-am mai dus într-o direcție și cu băieții care umblă după fete roșcate, blonde, șatene și brunete. Da. Și acum am... Te-am adus în altă direcție. Total. Da. Nu e normal, mai crește omul. Da. Elena, Cristi, ajutați-mă, vă rog. Deci aș vrea așa să-mi căutați. De unde ai? Zilele trec, deci Angels, zilele trec, greșesc? E bine. Avea e un bine. Intro foarte lung și greu de cântat. Da. Cine făcea eu, intro? Eu. Tu? Eu tu eram cu vocea. Și ea cu strungăreața. Bă, erați exact ca Răzvan și Dani. Unul cu munca și celălalt lua tot caimacul. Nu zic care. Era o echipă. Ia. Ne completam. Ia, ca să-și aduc aminte și bătrânelul. Deci. Cu sunet, Sorine. Ia. Am cântat și gospel. Ia. Mai tare. Stop, ajunge că intro-ul mă interesa. Bun, și după aia. La un moment dat era o notă foarte lungă, nu? Aici, eu fac foarte bine, mănesc în capul meu când bine. Așa. Bun, câți ani aveai aproximativ aici? 13. 13. Început la 13 ani în trupa Angels. Am înțeles. Și a durat cam până pe la 18-19 ani. Dar în trupa Angels am cântat doar 3-4 ani, după care am cântat și singură, știi, hiturile acelea cu Hai iubește-mă, zăpăcește-mă, nu știu ce îți mai amintești. Nu îmi spune că totul era. Tot eu eram. Să înțeleagă colegii mei și domnul Sturzu, care se laudă că pilotează avioane, hai să dăm, fiți atenți, se cheamă Așa-s băieții, Angels, dar este o ediție de la mare, parcă o văd, m-am uitat de 1000 de ori de la ea, la emisiunea Totul va fi bine, prezentată de... Da, mergeam foarte des acolo. Iată, pentru că strângeați mulți oameni la plajă. Să vedeți cum se făcea, nu terme acum cu... Deci, ce veți observa? Că deși toată lumea este în costum de baie, nu există silicoane pe plajă. Asta este o imagine pe care nu o să o mai vezi. Iată, haideți să ne uităm, dați-mi și mie în ecran. Tu ești în dreapta, cum ne uităm. Iată. Oh! Să vă fie rușine, părinți. Iată, așa se dădeau cadrele mistrețul, nicio diferență. Emisiunile noastre de la Terme sunt tot așa încadrate. Deci, practic, erați mititele, dar... Eram mititele, dar toată lumea credea că avem 20 de ani, mai mult. Și făceați bani? Chiar făceați bani? Făceam. A fost o întreagă nebunie în perioada aceea. Aveam... săptămânal o grămadă de concerte, emisiuni, eram tot timpul pe scenă. Ok. Și la un moment dat am simțit nevoia de o pauză, pentru că era ritmul mult prea alert pentru o adolescentă. M-am urmat o facultate, un master. Opriți imaginile astea că mistrețul a luat o raznă și acum își caută încadraturile. Am început să vorbesc despre lucruri serioase, nu? La vară, da. Față de ce ați dat până acum. Deci pe la câți ani ai hotărât să faci o pauză? Cam la 19 ani. 19? Da. Bun. Și? Au apărut, bineînțeles, tot felul de zvonuri, cum că m-am călugărit, cum că am intrat în nu știu ce sectă. Nu au fost adevărate. Normal că o anumită înclinație spre spiritual am avut dintotdeauna. Ok. Și am anumite principii, valori la care țin și am putut să fiu în contextul acela al showbiz-ului până într-un punct. C-
Când te-ai retras? Da, la un moment dat am simțit că nu mi se mai potrivește absolut deloc, mai ales ca gen de muzică. Pentru că mie mi-a plăcut tot timpul să cânt, să abordez melodii mai de greutate, spre Celine Dion, Lara Fabian. Ok. Și mi se impuneau cumva... Partea comercială. Mai... Apare, nu știu câți copii apar în poze. 1, 2... 5. Toți ai mei. Da. Zilele trec. Cam lugăresc. Zile... E timid tare, Răzvan, acum e rușinos. Da, m-ați bulversat, mi-ați rupt linia orizontului, aia, pang, nu mai înțeleg nimic. Asta-i ne-am dus într-o zonă așa... Asta-i televiziunea 2019! Așa. Păi vezi, uite, ca noua mea melodie, cumva toți trecem prin diferite etape, nu? Exact. Totul e în trepte, uite, și... Cum e să ai 5 copii? E foarte frumos, normal că e o nebunie generală. Dă-ți seama că o să ai minim 10 nepoți? Sunt solicitări foarte mari. Da, o să am 5 căni cu apă la bătrânețe, nu? Da. Poate nu o să mai fie sete, asta e o problemă. Mamă, ce curaj trebuie să ai. Eu am 3 băieței, okay, și 2 fete. Sunt minunați. Chiar sunt minunați și mi-o umplu toată viața. Trebuia să mai faci unul. Să faci o echipă de handbal. Dacă spui tu. Să nu te oprești, chiar dacă ai început bine. Bun, și ai revenit. Ai hotărât să revii? Da, pentru că cumva oamenii pe care i-am strâns încet încet în jurul meu m-au determinat să mă reîntorc. Și mă refer în primul rând la managera mea, doamna Dana Cristescu, care este un om deosebit. Mă refer iară la Orchestra Metropolitană București, condusă de marele dirijor Daniel Jinga, care mi-a preluat tot materialul făcut în studio și a spus că ceea ce a auzit este ceva excepțional, așa a spus. Știi ce, bănuiesc că ai auzit asta, da, de multe ori, o zic și eu, ar fi fost, nu păcat, dar ar fi fost absolut aiurea să ai un dar pe care l-ai categoric. Nu mă pricep la muzică, dar observ că ai o voce diferită de alte voci banale. O grămadă de premii, chiar și premii pentru cea mai bună voce feminină în 2001 la premiile industriei muzicale românești. Iată, și ar fi fost păcat să o ții doar acasă și să-i strigi pe copii la masă. La masă! Și copiii tăi zic, mai las-o să mai strige că strigă fain. Măi copii! Măi! Măi copii! Nu auziți, am făcut sarmale. Nu, la sarmale chiar nu prea mă... N-am făcut nici sarmale. Și ei, mai las-o. Mai las-o să-și încălzească vocea. Deci ar fi fost absolut aiurea să nu revii. Lumea te poate vedea cu materiale noi, deci... Materiale noi, să intre pe YouTube, să asculte noul meu single, noul meu videoclip, la piesa Trepte. Așa cum am spus, este un pop inspirat din muzică de film. Îmi place foarte mult zona aceasta a muzicii de film. Hans Zimmer, Ennio Morricone sunt compozitorii mei preferați și cumva am căutat să fac și niște versuri adaptate acestui stil de muzică mai profund. Și de asta mai ți s-a părut ție că e un pic prea profund. Un pic deep, să știi. Da. Normal, asta este cam cea mai de factură. Aceasta așa mai... Da, și piese mai... Am și piese de iubire, mai... mai digerabile pentru da, noi. Da, pentru este... cine nu... Am înțeles. Dar există Raluca, oameni poate... care ascultă. Raluca poate fi găsită... Nu spune că și pictezi că plec. Nu, nu pictez. Am înțeles. Este, pictura aceea este realizată de Gheorghe Neață, un mare pictor din Tulcea. Nu, că trebuia să facem o prezentare fișă nouă. Pictoriță, mamă eroină, artistă. Așa, să vă ieți. Pe Raluca o găsiți... Nu foarte ușor, că are un nume complicat, dar sigur nu e dublat de Facebook. Raluca Blejușcă pe Facebook. O căutați acolo și cu siguranță vedeți materialele noi. Noi mulțumim că te-ai întors. Mulțumesc și eu. Și pentru că se uită multe mămici la Neața cu 1 și 2 copii care zic că ele e foarte, foarte greu. Numai bine că ai venit tu cu 5 și nici nu stai acasă, mai și cânti. Bravo! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Raluca! Pauză.